700 de euro, 500 de euro. Deci m-am îmbrăcat, arăt foarte bine. Tu cum te îmbrăcai în prima zi de școală? Ia vezi, Jordanii, perechea de Wave Runners. Salutare, guys, și bine v-am regăsit la un nou videoclip. După cum ați văzut în titlu, astăzi o să povestim despre cum să te îmbraci în prima zi de școală. Eu nu încep școala și nu pot să mă duc pe la școală să-mi etalez outfit-ul, să mă duc în prima zi, să rămână doamna dirigintă și aia să zică tu cine ești și nu, v-ați prins. Însă vreau să simulez chestia asta. Urmează să avem câteva activități. Pe baza celor activități, eu o să-mi creez un outfit ca și cum ar fi prima zi de școală. Pentru că, sincer, dacă eu acum aș începe școala, mamă, deci ar fi ziua mea preferată, prima zi de școală. De ce? Pentru că e ziua aia când toată lumea are emoții. Este prima zi, mai ales aia din a 5-a și a 9-a, care încep gen un nou ciclu școlar și își cunosc colegii. Și nu în ultimul rând, după ce se întâmplă această premiere la școală, este acea ieșire la cafea sau acea ieșire la restaurant în care vă vedeți cu colegii, vorbiți despre toate prostiile ce le-ați făcut vara anterioară. Mie tot timpul mi-a plăcut prima zi de școală, atunci când a fost premierea. Nu când meream și chiar făceam școală. Dar în primele zile de școală, cred că mă îmbrăca maica mea sau nu zicea cel puțin: Dominic, nu te du în training, du-te într-o cămașă sau ceva, hai că mă duc să-ți calc cămașa. Și tot timpul mă îmbrăca mami, mai elegant, mai prezentabil, să zic așa. Dar acum, mamă, ce outfit-uri aș face. Și oricum, în acest video o să mă duc la unele activități și o să mă pregătesc ca și cum ar fi prima zi de școală. Hai să vedem. Bun, deci fiți atenți, ca să clarificăm niște lucruri. Cele mai potrivite haine pentru o astfel de ocazie sunt hainele în care vă simțiți voi cel mai bine. Acele haine care sunt curate, acele haine care sunt comode. Nu contează firma, nu contează de unde îți, nu contează câți bani, fie mulți, fie puțini, ați dat pe ele, atâta timp cât voi vă simțiți bine și haina aia arată bine pe voi, sunteți deja câștigați. Lucrurile pe care le voi discuta în acest video sunt strict părerea mea, părere care fie o susțineți, fie nu o să fiți de acord, dar până la urmă ăsta e și farmecul. Că dacă eram tăți la fel, era foarte plictisitor. Asta ca și o mică paranteză înainte să-i dăm drumul la video. În prima zi de școală avem mai multe direcții în care putem merge cu outfitul. Putem merge cu un outfit foarte simplu, blugi și cămașă. Putem merge cu un outfit care să ne etalăm puțin, să facem un pic de show-off, să le arătăm la colegii noștri noile haine scumpe. Sau putem merge confortabil, putem merge cum ne îmbrăcăm de obicei. Așa că astăzi m-am gândit să facem un outfit confortabil, un outfit de etalat, așa să fie mai show-off, să fie mai scump, și un outfit mai elegant. Că până la urmă majoritatea dintre elevi merg mai frumos îmbrăcați decât de obicei, fiind prima zi de școală, toată lumea și doamnele profesoare și doamnele diriginte la fel, mamă. Saloanele îs pline de profesoare luni dimineața. Că și lor le place că primesc flori, dulciuri și așa mai departe. Încă nu m-am gândit cu ce categorie încep, dar totuși trebuie să mă duc în blugi lungi, așa? Că tot, na, nu mă pot duce în pantalon scurt în prima zi de școală. Oh, nu, o să mor de cald. Tu cum te îmbrăcai în prima zi de școală? Probabil la o rochie, ceva mai drăguț. De obicei mergeam în weekend să-mi caut ceva. O fustă cu un top sau o cămașă, nu știu. De obicei seara sau cu două zile înainte nu prea am păsat. Pe de obicei mă îmbrac elegant și drăguț, așa că era o zi normală pentru mine. Știi ce mai vreau să te întreb? Spune-mi cum a fost bârfa aia din prima zi de școală. Din când ieșați cu prietenii, cu colegii, la cafea, povesteați despre toate nebuniile. Bine, oricum, ziua, prima zi de școală era tot timpul specială și îi specială. Păi, tot timpul după școală ieșeam în oraș, mergeam de obicei la cafea și povesteam despre ce s-a întâmplat în prima zi de școală. Pentru da, că și fiecare vorbea despre haine, despre cum s-a comportat. Nu despre haine, despre cum a decurs ora de dirigenție, pentru că la noi era un haos, efectiv, era foarte amuzant tot ce se întâmpla, dar era o nebunie drăguță, să zic așa. Era foarte drăguț așa, prima zi de școală, la școală, nu după. Da, 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 și după aia marți, da, când era să înceapă școala cu adevărat, era cel mai mare calvar. Oh, era oribil. M-am gândit la un outfit foarte drăguț, calm. Stați să mă gândesc unde l-aș putea adăuga în categoriile pe care le-am menționat mai înainte. Am zis acel outfit de show-off. Nu e de, nici de cum show-off. Outfitul ăla mai elegant și outfitul ăla clasic, nu? Ceva de genul am zis, adică cum ne îmbrăcăm noi de obicei. Outfitul pe care l-am pregătit e ăsta clasic al meu. Adică e un outfit pe care l-aș purta de zi cu zi. Începem cu perechea de blugi de la Levi's. Modelul nu știu care îi, sincer să vă zic. Cred că Carpenter Pants sau ceva de genul, că are partea asta. Îmi place foarte mult culoarea blugilor, washed black sau ce denumire are. E un material foarte bun, foarte rezistent, foarte tare, cum ar trebui să fie denimul. Această pereche o să fie în partea de jos. Iar în partea de sus, cămașa asta de la Zara, care este foarte
oversized și are aici ceva mărgele, are niște cercei, are tot felul de detalii. Ia vedeți aici la gât și este cu mânică scurtă, nu murim de cald. Este și cămașă, da, deci oarecum ne potrivim estetice din prima zi de școală, că nu mai aduce cu tricou de fotbal chiar în prima zi de școală. Sneakership pe care o să iau astăzi va fi această pereche de Jordan 4 Midnight Navy. Foarte calmă și perechea asta, acest colorway. Materiale bune, chiar e o pereche foarte reușită. Hai să vedem totuși ce o să iasă. Deci m-am îmbrăcat, arată foarte bine, îmi place foarte mult cum arată outfitul, dar până să-i dăm drumul la B-roll, a postat Central Cee piesă, chiar aseară. A postat și acum ne uităm la ea. Mă, deci le ador pe bro. Dar o ador și pe dânsa. Ea nu s-a pregătit de școală, doar eu astăzi. Ea o să mă ajute să le asortez și să le... De sală. Ea s-a pregătit de sală. Ia, o să mă ajute să filmez. Mă las să mă duc la școală, zi. Ce să fac la școală? Ce să fac la școală? Am etalez outfit-urile. Ia auzi cum vine biroul. Let's go! Am ieșit aici să ne rezolvăm ale noastre la mall. De să ne rezolvăm. Să-și rezolve a ei, să zic așa. Eu cred că e cel mai mare susținător Starbucks al acestei planete. Mergem, ne mai plimbăm pe aici prin mall. Sincer, eu mă simt bine în acest outfit. Nu știu voi ce părere aveți. Stai să vă mai arăt acum outfitul cap-coadă. Că o să-i dau camera Carly. Simplu, cămașa e una dintre preferatele mele. Pantalonii sau blugii. Sunt ăștia Levi's, îs cât trebuie de lungi, că ia vezi ce fain cad pe Jordan. Și Jordan îs detaliul la care trebuie să iasă în evidență, fără această borsetă care o punem aici. Să merge așa, în prima zi de școală, eu zic că e un outfit drăguț. Nu e nici outfitul ăla preferat al meu, dar nici unul nașpa. Eu zic că îmi fac prezența cu outfitul ăsta. Nu știu, scrieți în comentarii. E foarte plin astăzi aici la mall, chiar dacă e vineri dimineața. De obicei nu e nimeni la ora asta aici. Dar se vede că începe școala, am văzut foarte mulți părinți care luau rechizite, luau tot felul de haine. Se înțelege aglomerația de la mall. Primeam să mergem acasă, să ne luăm al doilea outfit. Acest outfit unde l-am băgat? Nici mai știu. Cred că la ăla de zi cu zi, ăla așa mai normal. E un outfit drăguț, am ales culoarea gri astăzi ca să asortez cămașa, blugii, sneakers și... Ia bag aici pe sneakers. Sneakers și să alegi așa mai simpli, pentru că e o pereche destul de mișto. Mergem acasă, alegem al doilea outfit. Probabil o să-l aleg pe cel de show-off. Ne urcăm în mașină și plecăm acasă. Acum, făcând acest videoclip, gândul mi la școală. Cum aș îmbrăca, ce aș face, cine aș face. Și mai ales când umblu pe aici prin mall-uri și văd atâta vâlvă cu începutul de școală, sincer, mi s-a făcut dor. Chiar aș vrea oarecum să vă pun o întrebare și să-mi scrieți în comentarii cum e școala în 2024. Prea bună și le păsa, adică îmi păsa prea mult și... Aia, deci parfum e 430 de lei și e 353 de lei 100 de mililitri. Și a găsit parfumul ei preferat, Carolina Herrera, la preț foarte bun. Așa că dați like și subscribe până mi ajunge parfumul. Bun, hai, ne vedem acasă cu al doilea outfit. Această pereche de pantaloni lungi de la Rick Owens. În partea de jos, fiți atenți, m-am gândit să-mi iau, după cum am repetat de nu știu câte ori, perechea mea preferată din acest moment, pereche de Mason Mihara Yasuhiro Patterson Low. I-a zis și în videoclipul lui Red. Haideți să deschid o paranteză. Eu am zis că este acel outfit de show-off, dar acum făcând outfitul, mi-am dat seama că nu este deloc show-off. Cel puțin în modul în care o să mă îmbrac acum. Într-adevăr, sunt branduri scumpe. Asta trebuie să o recunosc. Doar că nu sunt stridente. Adică nu e show-off-ul ăla la care poate v-ați așteptat, să zic așa. Sunt haine scumpe, într-adevăr. Deci este un show-off, dar nu show-off. Este un flex low-key. Nici nu știu cum să-i spun. Nu mai la vârsta în care să mă dau mare ce haine port, ce branduri am, cât am dat pe ele și așa mai departe. Uneori simt nevoia să-mi iau ceva mai scump ca să fiu și eu acolo, știți ce zic. În partea de sus, da, că am uitat să vă zic, o să iau acest long sleeve de la H&M, simplu, o să fost 30 de lei, nici nu mai știu. Și este un outfit simplu, scump, de show-off, din nou, pe care l-aș folosi în prima zi de școală. Arată demențial. Trebuie să vă recunosc asta, îmi place foarte mult. Dar, acum ne grăbim, că trebuie să ajungem în 20 de minute. Dar o să fac acolo un outfit check, un close-up. Sincer, aș fi cel mai simplu, dar fain îmbrăcat elev pe departe, sincer să vă zic. Arată foarte fain outfitul. Așa că pornim și revenim de acolo din parcare. Da, să vedeți și voi outfitul. A
ați văzut outfitul? Acum am ajuns la laminare. Nu știm dacă putem filma de acolo sau nu. Dacă nu... Ce-i laminarea asta, știi? Nu știu, mi-o explica mai înainte, dar n-am prea am înțeles și laminarea. Poate ne vedem de acolo, poate de acasă, poate de pe drum, vedem. Mi-e puțin cam foarte cald, că-s 33 de grade afară. Aia e, trebuie să suferim în fashion, sau cum s-ar spune. 700 de euro... 500 de euro, 9 euro și ochelarii încă 240 de euro. Deci, voi să-mi spuneți dacă a ieșit bine outfitul pentru prima zi de școală sau dacă nu. Ia vezi aici. Chiar mai întâi știți doamna de serviciu pe aici pe jos și de este așa mai slippery. Hell, hell no. Ce Dumnezeu ți-a făcut acolo? Poate și eu ar trebui să-mi fac. Poate să te pensezi un pic. Să mă pensez? Da, să te no, bun, ia ține-te rog. Nu mai avem multe de făcut. Mi-a scris un băiat în privat că Dominic fă un outfit pentru back to school până în 800 de lei. Și dacă mă gândesc bine, outfitul anterior până în 800 de lei, bine, fără să punem sneakers și blugi, Levi's 350 de lei, cămașa 160 de lei și am ce mai punem? Accesoriile alea nu e neapărat, dar a zis că a ieșit bine. Că dacă e să luăm până în 800 de lei, foarte greu să luăm și Adidas și blugi și haine. Dar oricum sunt o grămadă de variante și totuși 800 de lei plus o rotație de haine care să o folosești de lungul anului școlar. Ne mai rămâne încă un outfit de făcut astăzi, așa că ne vedem de acasă pentru că mai avem drumuri de făcut. Let's go. Bossman D-Lo e nebun. Deci ador piesele lui. Ia vedeți. Ce clădiri frumoase aici pe la Oradea. Aici e clădirea albastră foarte virală din Oradea. Ia vedeți. Să vă arăt puțin aici împrejurimile. V-am arătat numai pe mine vlogul acesta. Acum am venit acasă și vreau să vă spun că mi-au fiert în pantalonii. Deci mi-a fost foarte cald. În timp ce ar trebui să păstrez decența la școală cu pantalonii lungi, să mor de cald și boai, nu mi-e dor deloc de vremurile alea. Eu încă nu înțeleg și o să caut și pe Google să văd de ce este nepoliticos să porți pantaloni scurți. Hai să vedem. Cum și când porți pantaloni scurți? Când ți-e cald? Când Dumnezeu? De ce este nepoliticos? Așa, ce ai nevoie? Ce ai nevoie? Bun. Deci nicăieri nu spune că este nepoliticos. Dar de ce? De ce nu ne-a lăsat și în continuare nu ne lasă să mergem în pantaloni scurți la școală? Asta nu înțeleg. Mai vreau să pregătesc câteva outfituri, să așa să ne jucăm, că până la urmă despre asta e vorba în acest video, cum să ne îmbrăcăm în prima zi de școală, că nu-i de ajuns 3 outfituri, zic eu. Așa că o să las puțin camera la încărcat și revenim din studio de sus de acolo de la mine din cameră unde 45 de grade. Abia aștept să vină sezonul hoodie-urilor. Uai, abia aștept. Bun, am revenit în studio unde e 45 de grade. E foarte cald aici în cameră. M-am gândit acum repede să fac 3 outfituri cu cei mai populari blugi. Sau cel puțin culorile cu cele mai populare... invers. Sau cel puțin blugii cu cele mai populare culori. Și vă puteți gândi ce fel de culori sunt. Negru, alb și albastru deschis. Într-adevăr, mai sunt blugi foarte populari, acei cu albastru închis sau cel puțin cât mai apropiat de culoarea denimului. Am pregătit aici niște outfituri, dar fiți atenți. Nu luați în seamă brandurile pe care urmează să vi le arăt. Voi luați în seamă tipul vestimentar de haine pe care o să vi le arăt. O să vedeți. Primul outfit, prima dată uitați-vă în partea de sus și imaginați-vă cu ce blugi am mers în partea de jos. Este foarte simplu de anticipat. Deci am blugii ăștia, blugi negri, True Religion, ia vedeți acolo, o pereche simplă de blugi skinny pe negru. Eu am asortat cu tienurile. Puteam să mă duc și cu perechea asta de Jordan 1 High, dar am zis că adaug tienurile. În realitate arată mai mișto. Nu știu cum o să se vadă de fapt pe video. Mie îmi place acest outfit. Și acest outfit îl puteți asorta cu ce flannel doriți voi. Vă jucați voi cu hainele voastre de acasă, dar vreau să vă arăt acum cum aș stiliza eu cel puțin. Și flannelul ăsta, tot de la Zara, din 2018. E unul din ăsta foarte distressed, foarte rupt, foarte jupulit. Stați că vă arăt. Ăsta e mai slim fit, mai așa pe corp. Ia vedeți. Gen cu un tricou pe dedesubt. Ăsta e un albastru închis. În realitate, după cum puteți vedea, ăsta așa parcă e prea slim pentru outfitul de astăzi. Un flannel sau o cămașă de asta în carouri cu un tricou pe dedesubt, pentru că flannelul nu prea arată bine, prea îmi place să-l închei, știi ce zic? Așa că mai bine îl lași desfăcut cu un tricou alb sau negru pe dedesubt. Stai să vedeți. Ia vedeți totuși. Bă, arată mișto. Bine, nu cu tienurile, că tienurile erau cu vesta de dinainte, dar ia vedeți. Sincer, ăsta chiar e un outfit de școlar care își face treaba. Al doilea outfit este un outfit pe care
Nu l-am purtat până acum niciodată, este prima dată acum pe video, dar aștept ocazia să-l port în realitate. Este un long sleeve polo, da, gen polo tipul tricoului, coincidența să fie și Ralph Lauren. By the way, l-am thriftuit la 35 de lei sau ceva de genul. Este în stilul Chief Keef, acest polo arată foarte bine. Combinația pe care o fac cu acest polo, fiți atenți, cu blugi albi. Mamă, deci îmi place foarte mult cum arată. Am și perechea asta de Jordan. Jordan ăștia arată foarte mișto. Blugii cumpărați din America, foarte comozi, o pereche foarte nice. Deci chiar mă bucur că am găsit. Nu sunt chiar albi, sunt puțin așa albi spre crem. Outfitul ăsta îmi place foarte mult. Deci îmi plac long sleeve-urile astea de la Ralph Lauren. Nu aș da 15 milioane cât ar costa ele la retail, dar dacă mai mergi într-o piață de vechituri, într-un CH, mai găsești la preț mai mai bun. Cum am găsit și eu nebunia asta la 35 de lei. Damn! Un outfit care sigur ieși în evidență dacă mergi în prima zi de școală. Și și elegant, și poți să stilizezi o pereche de Jordan, cum am băgat eu aici. Arată foarte mișto. Oricum, hai să-i dăm un close-up. Ia vezi, Jordanii. Bine, nu i-am purtat niciodată, de aia și așa de albi. Îmi place foarte mult, mai ales pe spate, unde apare treiul. Nice. Și din nou, vreau să vă reamintesc că nu contează neapărat brandul. În H&M găsești long sleeve-uri de genul simple, toate culorile. Îs niște lucruri vestimentare pe care trebuie să le aveți la voi în garderobă. Poți să faci să fie outfitul elegant cu aceste long sleeve-uri sau să te joci puțin cu estetica asta. Deci nu contează să fie geacăluțul, contează să fie bluza și să fie o culoare pe care să o stilizați voi cum doriți. Ultimul outfit din această rotație de blugi, să zic așa, este unul mai cumințel, mai de școală în această tematică. Bine, cam toate au fost așa, pentru că am vrut să păstrez decența. Dar în partea de jos sunt acești blugi flared de la Zara, cu fermoarele astea de sus până jos. Este un outfit drăguț, un outfit cu minte. La Adidas am ales, stați că trebuie să vă arăt close-up la Adidas. Jos m-am dus pe această pereche de Wave Runners și am deschis puțin blugii, după cum puteți vedea, acolo la fermoar, mi-e place foarte mult. Cum acești Wave Runners sunt puțin mai chunky, arată fine, sincer, cad bine blugii pe perechea asta de Wave Runners. Am adus și perechea de Military Blue, o să încalț și cu acea pereche și o să am nevoie de ajutorul vostru să-mi spuneți în comentarii care pereche se potrivește cel mai bine. Blugii de pe mine sunt de la Zara, ediția asta nouă, îs ce mai tar blugi, deci poți să asortezi cu ce outfit vrei tu. Un exemplu foarte bun este outfitul de pe mine de acum, pentru că este așa cât de cât elegant, pentru că port cămașă, poți să asortezi mișto fermoarul să fie puțin flared. Eu nu o să mă mai văd, dar mi se văd picioarele, ceea ce contează. Scrieți în comentarii cu ce pereche de sneakers arată cel mai bine. Cu pereche de Jordan 4 sau cu Wave Runners. Sincer să vă zic, mie îmi place cu ambele. Parcă Jordanii 4 arată mai fain. Sunt foarte curios și o să am nevoie de ajutorul vostru. Blugii, cum am spus, sunt foarte versatili. Îi puteți face și puțin mai skinny. Știți ce zic? Și să fie doar atât? Ia vedeți. Sau să fie flared. Bine, mai poți să-i faci și foarte largi. Trebuie să vedeți. Ia, fermoarul ăsta vine până sus și poți să porți-o cu pereche de Timberland sau cu orice altă pereche și ia vedeți. Hați! Sunt foarte, sunt prea largi așa, dar de ce nu? Adică dacă ai un outfit cu care se porți, merg până sus și o altă chestie mișto, buzunar. Deci ei nu au buzunar în față, deci nu au aici, au doar în interior. Sincer, aveți 3 perechi de blugi, 3 stiluri diferite într-o singură pereche de blugi. Bun, și nu în ultimul rând, outfitul. Să-mi spuneți ce părere aveți de această rotație de blugi pe care tocmai am pus accentul. Că eu am încercat să o fac și pe estetica mea, dar și să fie plăcut pentru majoritatea dintre voi, că e greu să împaci pe toată lumea, știți ce zic. Iar în final, guys, haideți să vă zic ceva. În primul și în primul rând, baftă la școală, să aveți un an nou școlar plin de realizări, plin de voie bună, plin de, nu știu, reușite. Bucurați-vă cât timp sunteți acolo, în școală, în liceu. Faceți-vă cât mai multe amintiri frumoase, că veți rămâne cu foarte multe amintiri din liceu sau din școală. Profitați de ele cât mai puteți. Așa că înainte de a încheia videoclipul, vreau să-mi trimiteți pe contul meu de Instagram poze cu outfitul vostru din prima zi de școală. Dați-mi prima dată request și după aia eu vă accept și să-mi trimiteți outfiturile voastre din prima zi de școală. Iar cu această ocazie încheie aici videoclipul și din nou baftă la școală. Let's go!